Da. Fast food bufetul chinezesc. Ocean Oradea. Bună, dragi prieteni, bună, dragi urmăritori. Iată că am revenit cu un nou clip pentru dumneavoastră. Să vedeți unde mai mănânc eu într-o zi de vineri. Vreau să vă arăt ce mi-am luat astăzi de la bufetul chinezesc din incinta Ocean Oradea. Mănânc de foarte mult timp la ei și sunt foarte mulțumit, așa că merită să fie recomandat. Să vedem ce mi-am luat de data asta. Într-un meniu este orez cu soia, orez cu soia, pui gung bao, dacă am pronunțat bine, gung bao, ceapă, morcov, piept de pui, niște alune, este puțin picant și pui cu ciuperci. Foarte bună combinația, recomand. Această farfurie cu un flacon de cola a fost 32 de lei. Da, puțin cam mult, dar să știți că gustul e autentic. Așa că, hai să vedem. Ce gust plăcut. Foarte bun. Ceapa asta. Foarte bun. Recomand. Dacă treceți prin Oradea și ajungeți la Ocean în Oradea, treceți pe la bufetul chinezesc, pentru că doamna vă servește cu mult drag. Da, nu știu, n-am fost în China în viața mea, dar mâncarea asta e bună. E tot pe acum meu, nu îl mănânc zilnic, dar e bun, e bun. E peste multe mâncăruri ce le avem noi în oraș. Câteodată mai trebuie să schimbăm și schimbăm în ceva chinezesc. Nu știu cât de tradițional este la ei, dar pentru mine e foarte bun și îmi place, încercați și voi. Nu văd nimic rău în aceste produse. Orez, mazăre, porumb, piept de pui, ceapă, morcov, alune, ciuperci, nimic mai mult. Nu știu cum se face, dar e foarte bun. Așa că stați pe aproape și nu în ultimul rând să vă anunț că eu tot ce postez cu mâncare sau în diferite locații, eu nu iau bani pentru așa ceva, nici nu doresc și nici nu vreau să iau bani. Promovez doar niște unități, restaurante, magazine care chiar merită. Pupici, Doamne ajută și numai.